Viețile Sfinților, Sfântul Ioan Botezătorul, Sorina Ciucă, Dragoș Ioniță. Această carte o voi înregistra completă pentru că este foarte micuță și are 126 de pagini. Cuvânt înainte. Alegerea sfinților pe care îi prezentăm nu a fost deloc ușoară, având în vedere numărul generos al acestora în calendarul creștin ortodox, însă am încercat să-i descoperim pe cei mai cunoscuți și dragi nouă românilor. Criteriul definitoriu a fost numărul mare de credincioși care le poartă numele: Maria, Ioan, Andrei, Nicolae, Gheorghe, Constantin, Elena, Mihail, Gavril. Fiecare volum va avea aceeași structură, cu mici particularități, în funcție și de specificul vieții și activității sfinților prezentați. În primul capitol se explică termenul care definește categoria de sfinți din care face parte cel prezentat, respectiv titulatura sfântului. Spre exemplu, Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Proroc Ioan, Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Mucenic Gheorghe, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril. Capitolul al doilea, viața, se referă în principal la biografia sfântului, iar în cel de-al treilea, minuni, sunt prezentate atât acelea din timpul vieții, cât și cele de după trecerea acestuia la Domnul și mai ales, pe cât posibil, acelea din zilele noastre. În ultimul capitol, cinstire, am încercat să surprindem cât mai multe moduri prin care credincioșii manifestă evlavie față de sfântul respectiv. Astfel de modalități de cinstire pot fi botezarea copilului cu numele sfântului, considerarea acestuia ca patron sau ocrotitor al instituției, al regiunii, al țării, ridicarea unor biserici având ca hram un anumit sfânt, pelerinajul la sfintele moaște, reprezentarea în icoane, tradițiile populare, participarea la slujbe în ziua de sărbătorire și, cea mai directă și concretă formă de cinstire, acatistul, rugăciunea în cinstea sfântului. Încheiem cu speranța că toate aceste cărți vor ajunge la sufletele cititorilor și le vor îmbogăți cunoștințele. Semnat autorii. Introducere. Înainte de venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, evreii au primit mângâiere prin oameni drepți, bineplăcuți Domnului. Judecători, regi sau proroci, aceștia au avut rolul de conducători și de mijlocitori între Dumnezeu și poporul său ales. Prorocii, din rândul cărora face parte și Sfântul Ioan Botezătorul, au fost trimiși Domnului în mijlocul poporului său cu misiunea de a-i menține pe evrei pe calea cea dreaptă a credinței în adevăratul Dumnezeu. Și-au împlinit chemarea prin predici, minuni și prorociri, păstrând vie în conștiința oamenilor făgăduința lui Dumnezeu că le va trimite un răscumpărător. Proroci sau profeți, cum mai erau numiți, sunt două cuvinte de origine greacă. Termenul proroc, rezultat din alăturarea prepoziției pro, înainte și a verbului orao, a vedea, desemnează pe cel ce vede evenimente care urmează să se întâmple. Profet, rezultat din alăturarea aceleiași prepoziții pro, înainte și a verbului fimi, a zice, se referă la cel ce prezice evenimente care urmează să aibă loc. Prin urmare, prorocii sau profeții erau cei care vesteau evenimente viitoare, întrucât Dumnezeu le descoperea ceea ce urma să se întâmple. Prorocirile lor au vizat în special pe răscumpărătorul făgăduit de Dumnezeu, Mesia sau Hristosul, cel care avea să-i răscumpere pe oameni din păcatul strămoșesc al neascultării lui Adam și Eva. Ei au prorocit când, unde și din cine se va naște Hristos, patimile Mântuitorului, îngroparea și învierea sa, cu alte cuvinte, venirea și activitatea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Șirul prorocilor Vechiului Testament s-a încheiat cu Sfântul Ioan Botezătorul, numit și înainte mergătorul Domnului. Nașterea și activitatea sa au fost profețite de către predecesorii săi, prorocii Isaia și Maleahii. Aceste profeții au fost conștientizate și asumate de către Sfântul Ioan, care a zis despre sine: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul.
Așadar, misiunea sa a fost aceea de a pregăti omenirea pentru primirea Fiului lui Dumnezeu, deja venit în lume, prin botezul pocăinței practicat în apa râului Iordan. Și, cel mai important, l-a prezentat lumii pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, răscumpărătorul făgăduit de Tatăl, Mesia cel așteptat. El a fost ultimul dintre proroci, după cum afirmă și Mântuitorul, odată cu el legea și prorocii i-au sfârșit, lăsând loc Evangheliei lui Hristos. A fost cel din urmă proroc care a vestit venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu, propovăduind oamenilor că s-a apropiat împărăția cerurilor. Mesajul său îl face apostol înainte de timp, deoarece este și mesajul prin care Mântuitorul i-a însărcinat pe cei 12 ucenici ai săi când i-a trimis în lume, mergând, propovăduiți zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Ceea ce învăța, pe de o parte, și faptul că l-a vestit și l-a arătat lumii pe Hristos, pe de altă parte, au făcut ca Sfântul Ioan să primească numele de înainte mergătorul Domnului. Vestirea și apoi prezentarea Mântuitorului Iisus Hristos, lumii, constituie un aspect minunat al vieții sale. Marea binecuvântare a lui Dumnezeu este că Sfântul Ioan Botezătorul devine prorocul care a profețit despre venirea lui Hristos și, în același timp, cel care a văzut împlinită profeția sa. El le-a vorbit oamenilor despre Hristos ca despre cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei. Iar după întâlnirea cu Iisus, este singurul dintre proroci care a putut spune: acesta este despre care eu am zis, după mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Numele Ioan este de origine ebraică și înseamnă Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu a avut milă, Dumnezeu s-a milostivit, dar de la Dumnezeu. Dacă de cele mai multe ori alegerea numelui revine părinților, în cazul Sfântului Proroc, numele a fost ales de însuși Dumnezeu. Când Arhanghelul Gavriil s-a arătat lui Zaharia și i-a dat vestea nașterii fiului său, i-a zis: nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea lui mult se vor bucura, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor ca să gătească Domnului un popor pregătit. Mesajul îngerului este o profeție despre Sfântul Ioan, asemenea celor ale prorocilor dinainte. Astfel, numele are o dimensiune profetică, raportându-ne la cel care l-a ales și la semnificația sa. Sfântul Ioan devine darul lui Dumnezeu nu doar pentru părinții săi, ci pentru întreaga umanitate, cel prin care Dumnezeu își arată mila față de sufletele însetate de izbăvire. Este ultimul pas, ultima etapă în istoria biblică a Vechiului Testament, înainte de activitatea în lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Încheie o epocă, o etapă premergătoare și pregătitoare și deschide o alta. Încheie epoca prorocirilor și o deschide pe cea a Harului. Face trecerea de la viețuirea oamenilor ca dreptate în Dumnezeu, la viețuirea ca sfințenie în Dumnezeu. Pentru biserica noastră, Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare sfânt de parte bărbătească. Nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul, sunt cuvintele Mântuitorului care constituie cea mai bună prezentare a înainte mergătorului Domnului. Ultimul dintre proroci și simbolic, primul dintre apostoli, Ioan reprezintă legătura între Vechiul și Noul Testament. Întruparea curajului și lupte statornice împotriva păcatului, Sfântul Ioan Botezătorul, care a dus o viață de înger în trup de om, ne arată că împărăția cerurilor se dobândește prin străduință continuă pentru atingerea țelului nostru suprem, mântuirea. Viața, pagina 14.
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în timpul domniei regelui Irod cel Mare cu 6 luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Irod cel Mare a fost regele Iudeii, supus Imperiului Roman și împăratului Octavian Augustus, cel care a poruncit realizarea unui recensământ în întregul Imperiu. Acest recensământ a prilejuit călătoria Fecioarei Maria și a bătrânului Iosif din Nazaret la Betleem, locul lor de origine, ca să se înscrie moment în care a venit în lume Fiul lui Dumnezeu. Irod cel Mare a avut 10 soții și mai mulți copii, pe 3 dintre aceștia omorându-i el însuși. Tot el a dat poruncă să fie uciși copiii de parte bărbătească cu vârsta de până la 2 ani, în speranța de a-l ucide astfel și pe pruncul Iisus, de a cărui prorocire de împărat se simțea amenințat. După moartea sa, regatul Iudeii a fost împărțit de către Octavian Augustus între 3 dintre fiii lui Irod, Irod Antipa, Filip și Arhelau. Toate aceste amănunte zugrăvesc un tablou al societății acelor vremuri, în mijlocul căreia a propovăduit Sfântul Ioan Botezătorul, pe care a încercat să o schimbe, indicându-i alte repere bazate pe căință și curățenie sufletească. Părinții Sfântului Ioan, Zaharia și Elisabeta, erau oameni care îl cinsteau pe Dumnezeu și duceau o viață curată. Deși erau drepți înainte lui Dumnezeu, nu au avut copii până la bătrânețe, fapt ce provoca o mare durere în sufletul lor. Lipsa copiilor este o mâhnire pentru orice familie, cu atât mai mult pentru familiile iudaice ale primului secol, care interpretau acest aspect drept o pedeapsă a lui Dumnezeu. Zaharia și Elisabeta s-au rugat întreaga viață pentru binecuvântarea de a avea un copil. Știindu-se oameni drepți, rugăciunea lor nu a izvorât din dorința de a schimba percepția celorlalți asupra lor, ca familie pedepsită de Dumnezeu, ci din dragostea părintească pe care o aveau în suflet. Acea dragoste care apare în sufletele oricăror soți înainte de nașterea copiilor și care îi determină să devină părinți, acea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, care l-a făcut să creeze lumea. Deși înaintați în vârstă, Dumnezeu le împlinește cererea pentru că în rugăciunea lor au dat dovadă de stăruință. Rugăciunile stăruitoare sunt întotdeauna ascultate de Dumnezeu, deoarece scot în evidență credința care ne învață că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Sfinții Zaharia și Elisabeta au trăit din copilărie în legea Domnului. Amândoi descindeau din seminția preoțească a lui Aaron, după cum mărturisește Sfântul Evanghelist Luca, Zaharia fiind preot, slujitor la templul din Ierusalim. Preoția se transmitea din tată în fiu, părintele Sfântului Zaharia, Varahie, Barac, fiind de asemenea preot. Zaharia a primit de la Dumnezeu vestea că va avea un fiu în timp ce slujea la templu. Lucrul acesta i-a ajutat pe părinții bisericii să stabilească data sărbătoririi zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul și, implicit, a nașterii sale. Încă din timpul regelui David, seminția preoțească a lui Aaron, din care descindea Zaharia, se înmulțise și devenise cu neputință să mai slujească toți membrii ei în templu împreună. Prin urmare, David a împărțit seminția în 24 de cete, care urmeau să slujească în templu pe rând, câte o săptămână, după care se stabilise ordinea în urma tragerii la sorți. Această ordine s-a păstrat apoi în dreptul tuturor cetelor până la venirea Mântuitorului. Fiecare ceată, având peste 5.000 de preoți, și-a ales dintre ei un preot mai mare, numit arhiereu. Zaharia era arhiereul cetei a 8-a din care făcea parte. Templul avea o încăpere numită Sfânta Sfintelor, unde nu intra decât arhiereul o singură dată pe an, în luna 7-a, ziua 10-a, pentru a tămâia. Luna 10-a din calendarul iudaic corespundea sfârșitului lunii septembrie și începutului lunii octombrie. Acesta a fost momentul în care Zaharia a primit vestea că va avea un fiu. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți, după obiceiul preoției, să tămâieze intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga. Și s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el,
Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu. Pornind de la cele cuprinse în Sfânta Scriptură, făcând legătura între informațiile din Vechiul și din Noul Testament, Sfinții Părinți au rânduit ca sărbătoarea zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul să fie prăznuită la 23 septembrie, iar 9 luni mai târziu, pe 24 iunie, sărbătoarea nașterii sale. Biserica a dat și o interpretare teologică zilei de naștere a Sfântului, având în vedere că după solstițiul de vară din 21 iunie, ziua începe să scadă, iar noaptea să crească, nașterea sa, pe 24 iunie, este interpretată ca semn că legea Vechiului Testament, pe care îl reprezintă, începe să apună pentru a răsări legea Harului lui Hristos. În paralel, nașterea Mântuitorului, prăznuită la 25 decembrie, după solstițiul de iarnă din 22 decembrie, când ziua începe să crească, face trimitere la începerea legii Noului Testament, adusă de Hristos, legea iubirii și a iertării. Tradiția spune despre Zaharia că a fost cel care a primit-o pe Sfânta Fecioară Maria la templu, la vârsta de 3 ani, când a fost adusă conform făgăduinței de către părinții ei. El a condus-o până la locul cel mai sacru al templului, numit Sfânta Sfintelor, care adăpostea cele mai sfinte și scumpe odoare ale evreilor. Această încăpere a devenit o prefigurare a Maicii Domnului în pântecele căreia a sălășluit Sfântul Sfinților. Domnul Iisus. În anii petrecuți de Fecioara Maria în templu, Zaharia i-a fost un apropiat sfătuitor și duhovnic. De altfel, între ei exista și o legătură de rudenie. Mama Sfintei Fecioare și mama Elisabetei au fost surori, Maria și Elisabeta fiind astfel verișoare primare. Prin urmare, Sfântul Ioan Botezătorul a fost verișor de gradul al doilea cu Mântuitorul Hristos. O altă variantă a legăturii lor de rudenie ar fi aceea că Elisabeta a fost soră cu Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria. Dubla interpretare este favorizată de sensul mai larg pe care îl aveau termenii de frate și soră în lumea iudaică, putând face trimitere atât la un frate de sânge, cât și la un verișor sau o rudă de alt grad. Indiferent de situație, cert este că între cele două familii exista o importantă relație de rudenie. Când Arhanghelul Gabriel îi vestește Fecioarei Maria că a fost aleasă de Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său, ca să o încredințeze de posibilitatea acestei minuni, i-o dă drept exemplu pe verișoarea ei, iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Prima întâlnire pe care Sfântul Ioan Botezătorul a avut-o cu Mântuitorul s-a petrecut pe când erau în pântecele maicilor lor. După bună vestire, Fecioara Maria vine în casa lui Zaharia și o salută pe Elisabeta. La auzul salutării Mariei, ca purtătoare a Fiului lui Dumnezeu, pruncul a săltat în pântecele Elisabetei, care s-a umplut de Duh Sfânt și a rostit o frumoasă binecuvântare despre Maica Domnului. Aceasta a rămas alături de Elisabeta încă 3 luni și cu puțin timp înainte de nașterea Sfântului Ioan s-a întors la casa ei. Întâlnirea duhovnicească dintre cei doi este posibil să fie singura pentru următorii 30 de ani, întrucât evenimentele istorice îi vor separa. Pentru a evita cruzimea lui Irod, Domnul Iisus a mers cu familia în Egipt până la moartea regelui, iar Ioan a viețuit în pustiu până în momentul în care a venit să predice la Iordan. Cu privire la locul acestei întâlniri, au existat opinii diferite, pentru că au fost mai multe teorii legate de cetatea unde locuiau Zaharia cu Elisabeta și în care a venit pe lume fiul lor. Această localitate se află la câțiva kilometri vest de Ierusalim, într-o zonă muntoasă, purtând în prezent numele Ein Karem. În Vechiul Testament este amintită cu numele Karem alături de Betleem, ca făcând parte dintre cetățile primite moștenire de fiii lui Iuda. Numele se traduce izvorul viei sau izvorul cu apă multă, amintind de câmpurile fertile din zonă datorită unui izvor cu debit mare. Aici se află Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și Biserica Vizitei Fecioarei Maria, ctitorită în cinstea evenimentului amintit. Locul corespunde informațiilor oferite de Sfântul Evanghelist Luca.
Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Nașterea înainte mergătorului Domnului a fost un moment de bucurie pentru casa lui Zaharia și a tuturor cunoscuților lor. După naștere, în ziua a opta, cu ocazia ritualului iudaic al tăierii împrejur, la momentul punerii numelui, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a rostit o frumoasă cuvântare profetică. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său, precum a grăit prin gura sfinților săi proroși din veac. Iar tu, pruncule, proroc al celui preanalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului, ca să gătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii într-o iertare a păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus, ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, căci Domnul era cu el, după cum ne învață Sfintele Evanghelii. Venirea pe lume a Sfântului Ioan a devenit cunoscută în întregul ținut, minunile care au însoțit-o contribuind la răspândirea veștii. Inclusiv Irod afla și toți evreii se întrebau ce va fi oare acest copil, percepându-l ca pe o persoană deosebită. După nașterea Domnului, când magii au venit de răsărit căutându-l pe Iisus cu daruri, au întrebat prin Ierusalim unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut de curând. Auzind, Irod s-a tulburat și a încercat să afle unde este pruncul pentru a-l ucide. Cu vicleșug le-a cerut magilor să-i spună unde îl vor găsi, să meargă și el să-i se închine. Înștiințați în vis de planul lui Irod, magii s-au întors în țările lor pe altă cale, fără a-i dezvălui acestuia lăcașul pruncului. În încercare disperată de a-l omorâ pe Iisus, regele a poruncit să fie uciși toți băieții mai mici de 2 ani. Vestea poruncii și durerea adusă de împlinirea acesteia s-au răspândit repede în cetățile din jurul Betleemului. Ca să-și protejeze fiul, Elisabeta l-a luat și au fugit în munte. Irod, amintindu-și de nașterea minunată a Sfântului Ioan, s-a gândit că ar putea fi pruncul pe care îl caută. A poruncit soldaților să meargă la casa lui Zaharia și să-l ucidă pe Ioan, însă, ajuns acolo, au găsit casa goală. Zaharia era de rând să slujească la templu, iar Elisabeta se ascunsese deja în pustiu cu fiul ei. Irod i-a trimis pe soldați la Ierusalim ca să afle de la Zaharia unde este Ioan. Refuzând să le spună, l-au ucis în templu, lucru menționat și de către istoricul Iosif Flavius. Tradiția ne spune că la 40 de zile de la uciderea lui Zaharia a murit și Elisabeta în peștera în care se retrăsese cu fiul ei de teama lui Irod. Biserica îi cinstește pe Sfinții Zaharia și Elisabeta la 5 septembrie. Sfânta Scriptură ne spune despre Sfântul Ioan că a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel, iar tradiția completează că a fost hrănit de un înger după moartea mamei sale până a mai crescut și s-a putut hrăni singur. În pustiu, Ioan a dus o viață sfântă, trăind în post și rugăciune. Tradiția consemnează că s-a adăpostit în peștera în care se ascunsese cu mama sa, al cărei mormânt se afla în apropiere, la o distanță de aproximativ 200 de metri. Mormântul mamei devenise pentru Sfântul Ioan un loc de reculegere și pelerinaj. Deasupra peșterii era un izvor cu apă din care Sfântul Ioan gusta cu măsură. Peștera se găsește astăzi în localitatea Even Sapir, nu departe de Ein Karem. Deasupra acesteia s-a construit mănăstirea Sfântului Ioan din pustiu sau din singurătate, locul fiind apreciat de către pelerini drept unul dintre cele mai fermecătoare din Țara Sfântă. Versantul este acoperit cu iedră și flori, iar izvorul, prezent și astăzi, oferă apă rece, considerată tămăduitoare. Apa se strânge într-un mic bazin cu pești colorat spre încântarea privitorilor. Sfântul Ioan Botezătorul a postit întreaga viață, hrănindu-se, cum spune Sfânta Scriptură, cu lăcuste și mire sălbatică. Unii sfinți părinți, vorbind despre lăcuste, spun că ar fi vorba de fapt despre lacoste, fructele unui copac crescut deasupra peșterii. De menționat că atât albinele cât și lăcustele erau viețuitoare considerate curate în cultura iudaică. Evreii împărțiseră animalele în două categorii, curate și necurate.
având voie să consume numai din cele curate. Fie că este vorba despre lăcuste sau despre fructe, înțelesul duhovnicesc al hranei consumate de către Sfântul Ioan face trimitere la curăția sa și la faptul că se hrănea doar cu cele plăcute Domnului. Acest mod de viață auster, împletit cu rugăciunea fierbinte, a făcut ca Sfântul Ioan să fie văzut drept un înger în trup de om, aspect reflectat și în iconografie. În felul acesta, în persoana sa se împlinește și profeția lui Maleahi, care l-a numit înger. Iată, eu trimit pe îngerul meu și va găti calea înaintea feței mele și va veni îndată în templul său, Domnul pe care îl căutați. Această titulatură nu a fost folosită doar pentru valoarea ei semantică de trimis, ci corespunde unui mod de viețuire. Mântuitorul a întărit această perspectivă când a vorbit mulțimilor despre Ioan, scoțând în evidență nevoința și stăruința acestuia. Le-a spus despre el că nu a consumat pâine și vin, că nu este trestie clătinată în vânt, nici om îmbrăcat în haine moi, ci proroc și mai mult decât proroc, înger al lui Dumnezeu, rostindu-le profeția lui Maleahi. Un înțeles duhovnicesc au văzut sfinții părinți și în vestimentația sa. Sfinții evangheliști Matei și Marco ne spun că Ioan era îmbrăcat în haină din păr de cămilă și avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului. În Vechiul Testament, cămila putea fi asociată atât animalelor curate, fiind urmegătoare, cât și celor necurate, având copita despicată. Ea poate semnifica deopotrivă curăția și necurăția, făcând trimitere la poporul ales și la popoarele păgâne. Purtarea hainei din păr de cămilă de către Sfântul Ioan simbolizează chemarea evreilor și a păgânilor, în egală măsură, la Hristos. Cureaua de piele, prin faptul că provenea de la un animal mort, indică omorârea patimilor. Aceasta a devenit reprezentativă în mediul monahal, al cărui părinte spiritual este Sfântul Ioan Botezătorul. În treapta numită rasofor, pregătitoare și premergătoare de punerii voturilor monahale, cel ce se leapădă de lume și de voia proprie prin tunderea capului primește, printre obiectele vestimentare specifice, cureaua. Aceasta îi amintește de lupta cu patimile la care s-a angajat și de care trebuie să iasă biruitor. Cureaua sau brâul face parte din vestimentația călugărului, întrucât lupta cu patimile este o luptă continuă, nepătimirea fiind o stare duhovnicească superioară la care se ajunge cu multă nevoință. Sfântul Ioan a viețuit în pustiu până la vârsta de 30 de ani. Această vârstă era echivalentul majoratului din zilele noastre și reprezenta momentul în care cineva putea lua cuvântul în public, adresându-se mulțimii. De acum înainte, botezătorul Domnului își putea începe activitatea de propovăduire și de vestire a lui Hristos. Misiunea nu a început-o din propria inițiativă, ci la porunca lui Dumnezeu, dând dovadă de credință și ascultare. Sfântul Evanghelist Luca încadrează temporal acest eveniment relatându-ne. În al 15-lea an al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrah al Galileii, Filip, fratele său, tetrah al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrah al Albilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Deși este ultimul reprezentant al legii vechi, învățătura Sfântului Ioan are un conținut autentic creștin. Mesajul central al predicii sale, pocăința, s-a adresat unei societăți care ajunsese la limita de jos a păcatului. În această stare, nevoia de îndreptare pornește de la căință, prin părere de rău pentru păcatele săvârșite și dorință sinceră de îndreptare. Cuvintele sale simple au avut un eco puternic în epocă. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Puterea acestora venea din faptul că erau adevărate, erau cuvintele lui Dumnezeu pe care le va predica după botez și Iisus, cel ce este calea, adevărul și viața. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Activitatea de predicator a Mântuitorului se deschide cu aceeași învățătură ca a lui Ioan, indicând unitatea dintre ei și continuitatea ca urmare a izvorului comun al învățăturii.
Învățătura Sfântului Ioan Botezătorul a avut o importantă latură morală și a luat de multe ori forma sfaturilor duhovnicești pentru diferite categorii sociale. Pe cei cu o situație materială bună i-a îndemnat la milostenie, spunându-le că acela care are două haine să dea celui care nu are, iar cine are bucate să facă asemenea. Pe vameș, persoane însărcinate cu strângerea taxelor, i-a învățat să fie corect, să nu cadă pradă ispitei banului și să nu perceapă mai mult decât este rânduit. Pe soldați i-a sfătuit să nu asuprească pe nimeni, să nu învinuiască pe nedrept și să fie mulțumiți cu solda lor. Predica sa, sub o formă sau alta, transmitea tuturor același mesaj, anume pocăința. Să nu considere că statutul de urmaș al lui Avram, adică popor ales de Dumnezeu, le va aduce mântuirea indiferent de fapte, de vreme ce Dumnezeu poate ridica fiii ai lui Avram și din pietre, spunând aceasta cu trimitere la mântuirea neamurilor, adică a celorlalte popoare. Învățătura sa este de o reală importanță și astăzi, chiar dacă cea adusă de Mântuitorul este superioară. Ca să ajungem să dăm aproapelui nostru inclusiv cămașa, când El ne cere haina, după cum ne învață Domnul Iisus, trebuie întâi să avem disponibilitatea de a dărui una din cele două haine. Predica Sfântului Ioan este cu atât mai actuală în timpurile noastre ale societății de consum, care îndeamnă ca, în loc de a dărui una din haine, să cumpărăm alta mai scumpă. Ar fi primul pas spre apropierea de Dumnezeu al celor care sesizează aspectul trecător al bunurilor materiale și frumusețea valorilor veșnice. Cunoașterea vieții și învățăturii Sfântului Ioan are puterea să nască în sufletele noastre setele de Dumnezeu, așa cum a făcut în urmă cu două milenii. Toți cei din Ținutul Iudeii și din Ierusalim, care au crezut cuvintele lui, au fost botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Botezul său, cunoscut drept botezul pocăinței, nu avea puterea să ierte păcatele, fie că vorbim despre cele personale sau de păcatul strămoșesc. Mărturisirea acestora, premergătoare botezului, nu aducea vreo schimbare în sufletul omului, cum aduce astăzi Sfânta Taina Spovedaniei prin iertarea păcatelor de către Dumnezeu. Mărturisirea păcatelor și botezul lui Ioan avea o valoare simbolică, pregătitoare. Dovedeau dorința oamenilor de îndreptare și îi pregăteau pentru dobândirea mântuirii prin Hristos. Înainte mergătorul Domnului era conștient de realitatea aceasta pe care o mărturisea. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ioan a recunoscut superioritatea lucrării lui Hristos și în momentul în care Mântuitorul a venit la râul Iordan pentru a fi botezat. Cu adâncă smerenie i-a zis, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iisus însă cu aceeași smerenie i-a răspuns, lasă acum că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Din aceste cuvinte observăm că botezul Mântuitorului nu a fost o necesitate, întrucât el era fără de păcat. Nu avea pentru ce păcate să se căiască de vreme ce, prin nașterea sa minunată, venise în lume fără păcatul strămoșesc, iar aici viețuise în sfințenie. Luând firea umană, ia asupra sa păcatul lumii, împlinind astfel toată dreptatea, adică voia și planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Și-a însușit de bunăvoie condiția noastră supusă morții, ca prin moartea sa să dăruiască oamenilor viața veșnică. Botezul Domnului este foarte important din punct de vedere pedagogic. Ne învață că primul pas pe care trebuie să-l facem spre împărăția Tatălui este primirea Sfintei Taine a botezului. Hristos a dat pe sine exemplu ca și noi să ne botezăm. El însuși a botezat în Ținutul Iudeii și a dat harul necesar săvârșirii Sfintei Taine ucenicilor săi, care au făcut asemenea. Înainte de înălțarea la cer, Mântuitorul i-a îndemnat. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Taina Sfântă a botezului se săvârșește în numele Sfintei Treimi, după cum la botezul Domnului au fost de față toate cele trei persoane dumnezeiești. Această prezență a dat și denumirea sărbătorii, Epifanie, însemnând arătare. Fiul a fost cel care a primit botezul de la Ioan, Duhul s-a coborât asupra lui sub forma unui porumbel, iar vocea Tatălui s-a auzit din cer confirmând dumnezeirea Fiului.
Relatarea Sfântului Evanghelist Matei prezintă Epifania în felul următor. Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Biserica a sesizat importanța acestui moment și într-o parul sărbătorii pune accentul tocmai pe arătarea Sfintei Trăimi, scoțând în evidență lucrarea comună a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Pogorârea Duhului a constituit și semnul prin care Dumnezeu l-a descoperit Sfântului Ioan Botezătorul pe Mesia. Cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. După momentul botezului, Sfântul Ioan a vestit tuturor că Iisus este Fiul Tatălui Ceresc, zicând, Iată Mielul lui Dumnezeu! Cuvintele Tatălui de la Epifanie sunt pline de sens și ne ajută să înțelegem Sfânta Taina Botezului. La creștinarea fiecărei persoane, Dumnezeu rostește în mod tainic. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru că în dragostea sa pentru Fiul a cuprins întreaga umanitate, iar prin botez devenim frații lui Hristos și fii ai lui Dumnezeu după har. Bineînțeles că va trebui să creștem în această relație filială ca să nu ne îndepărtăm de moștenirea gătită nouă de Dumnezeu în ceruri. Sfânta taina botezului este taina nașterii din nou, a nașterii duhovnicești de sus, la o nouă viață în Hristos. În dialogul său cu Nicodim, Mântuitorul îi spune: Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către el, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare pentru să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Apa folosită la botez face trimitere la spălarea sufletului de păcate și arată importanța Duhului în viața spirituală, asemenea apei în viața trupească. După momentul Epifaniei, Sfântul Ioan a continuat să practice botezul pocăinței în paralel cu Iisus. Câțiva dintre apropiații lui, uimiți că mulți oameni merg să fie botezați de Iisus și de ucenicii săi, au venit să-i dea de veste. Cu aceeași smerenie caracteristică, Sfântul Ioan a mărturisit dumnezeirea lui Hristos și le-a răspuns: Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. El s-a considerat prietenul lui Hristos, prietenul mirelui a cărui mireasă este biserica. Prietenia lor a avut la bază trăsăturile specifice unei astfel de legături, respect, ajutor reciproc și, în special, iubire. Predica Sfântului Ioan a atras foarte mulți oameni. Cei mai sârguincioși dintre ei, cei mai însetați după Dumnezeu, i-au devenit ucenici. Între aceștia s-a numărat și Sfântul Apostol Andrei, care, împreună cu un alt ucenic, auzind de la Ioan că Iisus este Fiul lui Dumnezeu cel așteptat, au mers după el. Predica sa nu a atras doar simpatia oamenilor, ci și antipatia celor pe care îi mustra pentru viața pe care o duceau. Sfântul Ioan vorbea cu aceeași măsură fiecărui om, indiferent de statutul social, pentru că măsura lui era adevărul lui Dumnezeu. Printre cei mustrați s-au numărat fariseii și saducheii, căpeteniile poporului evreu, pe care, pentru fățărnicia, mândria și egoismul lor, i-a numit pui de vipere. O altă persoană mustrată a fost regele Irod Antipa, care se căsătorise cu soția fratelui său, Filip, încă în viață, lucru interzis de legea iudaică și pedepsită cu moartea ambilor păcătoși. De fiecare dată când îl întâlnea, Ioan îi spunea că nu este îngăduit să o aibă de soție, condamnând fapta lor. Pentru aceasta, Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea din cauza lui Irod. Acesta, pe de o parte, se temea de popor, care îl cinstea pe Ioan ca pe un proroc,
Pe de altă parte, avea un anumit respect și o anumită temere față de Ioan, pe care îl considera bărbat drept și sfânt. Chiar dacă era deranjat de criticile lui, într-o oarecare măsură îl ocrotea. Pentru a pune capăt sfidării publice a lui Ioan în la adresa lui, Irod a dat poruncă să fie întemnițat, fără a avea de gând să-l ucidă sau să-l pedepsească în alt fel. Pe când Ioan era în temniță, Irod a dat o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere, la care a invitat toți dregătorii, căpeteniile oștirii și pe fruntașii din Galileea. Fiica Irodiadei, din căsătoria cu Filip, Salomeia, a dansat înaintea regelui și a invitaților, plăcând acestora foarte mult. Irod, amețit de vin, a fost atât de încântat încât i-a promis că îi va da orice până la jumătate din împărăție. Fata, neștiind ce să ceară, a mers la mama ei și a rugat-o să o sfătuiască. Irodiada a știut că este momentul cel mai bun să scape de Ioan și a spus să ceară capul acestuia. Salomeia a mers în grabă la rege zicându-i să-i dea îndată, pe tipsie, capul Sfântului Ioan Botezătorul. Cererea l-a mâhnit pe Irod, însă mândria l-a determinat să prețuiască mai mult cuvântul dat în fața invitaților decât cinstea pentru Sfântul Ioan. Regele a poruncit unui paznic să împlinească dorința fetei. Paznicul, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar ea l-a dat mamei sale. Irod s-a tulburat, iar petrecerea s-a sfârșit brusc la vederea îngrozitoarei imagini. Capul a fost îngropat de Irodiada în propria grădină, Irod permițând ucenicilor să ia numai trupul, de teamă ca nu cumva Sfântul proroc Ioan să învie. Ucenicii săi au mers, au luat trupul și l-au mormântat, apoi s-au dus și i-au dat de știre lui Isus. Aflarea veștii morții Sfântului Ioan l-a întristat pe Mântuitorul care, plecând singur cu corabia, s-a retras într-un loc pustiu. Renumele Sfântului Ioan a fost mare. După moartea sa, Irod și mulți evrei, auzind de învățătura și de minunile lui Isus, credeau că este Ioan Botezătorul înviat din morți. Cum se explică oare cuvintele Mântuitorului care, vorbind despre măreția lui Ioan, a zis: totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Afirmația este corectă pentru că, la acel moment, împărăția cerurilor se rezuma la lumea îngerilor, porțile raiului nefiind încă deschise pentru oameni. Dreții s-au putut bucura de fericirea raiului și a prezenței lui Dumnezeu după învierea lui Hristos, care i-a ridicat din iad pe toți cei care au viețuit cu credință după legea Domnului. Viața Sfântului proroc Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului este o pildă vie pentru toți creștinii, un model de urmat de către toți cei care vor să trăiască după învățătura lui Dumnezeu. Minuni, pagina 49. Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit în rândul credincioșilor pentru viața austeră, smerită, pentru duhul rugăciunii, pentru sinceritate, adevăr și dreptate și pentru minunile săvârșite de-a lungul timpului. Întreaga sa viață stă sub semnul minunilor încă dinainte de a se naște, din vremea prorocilor. Prorocul Maleahi spunea, prin descoperire minunată, despre înainte mergătorul Domnului: iată, eu trimit pe îngerul meu și va găti calea înaintea feței mele. Profeție amintită și de Sfântul Evanghelist Luca. Atunci când Arhanghelul Gavril i s-a arătat lui Zaharia, el a primit vestea că Dumnezeu a rânduit să aibă un fiu, pentru că legile naturii nu îi permiteau Elisabetei să mai dea naștere de prunci, Zaharia s-a îndoit de vestea îngerului. De aceea, Domnul, tot printr-o minune, l-a lăsat mut pe neîncrezătorul Zaharia timp de 9 luni până la nașterea fiului său Ioan. În ciuda vârstei foarte înaintate a drepților părinți, credincioasa Elisabeta a înțeles că pruncul său este alesul lui Dumnezeu pentru o misiune înaltă, mai ales când a săltat în pântecele ei la întâlnirea cu Sfânta Maria, care îl purta în pântece pe Mântuitorul. La momentul alegerii numelui, cei veniți să se bucure împreună cu drepții părinți Zaharia și Elisabeta au fost martorii altei minuni. Aceștia credeau că va fi numit după tatăl său, însă, până să scrie Zaharia numele pe o tăbliță, Elisabeta a rostit numele Ioan, cel prorocit de înger. Cei prezenți au înțeles că este o mare minune alegerea numelui Ioan de către ambii părinți în același timp, ca și aceea când Zaharia a vorbit din nou. Pentru că după scrierea numelui Ioan pe tăbliță, graiul i-a revenit.
Nu întâmplător, venirea pe lume a Sfântului Ioan a avut loc 6 luni înaintea Mântuitorului, ci, prin nașterea sa minunată, dintr-o femeie în vârstă care nu putea avea copii, avea să se pregătească nașterea cea mai presus de fire a Domnului din pururea Fecioara Maria. Datorită împrejurărilor minunate ale acestor evenimente, biserica sărbătorește și zămislirea și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, alături de cele ale Domnului Isus și ale Sfintei Fecioare Maria. Când regele Irod a poruncit să fie ucis pruncul sfânt, a trimis ostașii să-l caute și pe Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, temându-se de posibilitatea ca acesta să fie cel căutat de magi și, când va crește, să vină pe tronul regatului său. Atunci Sfânta Elisabeta s-a ascuns cu pruncul Ioan pe cel mai înalt munte din pustiu. Speriată, ea s-a rugat cu lacrimi fierbinți lui Dumnezeu să-i apere de mânia regelui. Văzând că ostașii se apropiau de locul în care se adăposteau, Sfânta Elisabeta, cu credință puternică, a poruncit muntelui să se deschidă pentru a se ascunde împreună cu pruncul. Minunea s-a petrecut, stânca s-a desfăcut, primind pe maică și pe fiul ei. Muntele i-a ocrotit în urma rugăciunilor Sfintei Elisabeta, datorită credinței în puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Această minune prefigurează învățătura Mântuitorului, care a accentuat pe puterea credinței când a spus: adevărat creez vouă, dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Peștera aceea, apărută în munte în mod minunat, a devenit casă pentru mama și fiul ei, Ioan, fiind tot timpul protejați de Dumnezeu. În apropiere era un izvor, iar în dreptul peșterii a crescut un finic curmal care își dădea roadele în mod minunat, aplecându-se ori de câte ori Elisabeta voia să culeagă fructe. După un timp, Sfânta Elisabeta a trecut la cele veșnice, iar Sfântul Ioan a crescut singur, hrănit și ocrotit de îngerul trimis de Dumnezeu. Traiul lui în pustiu a fost o minune, pentru că mâna Domnului, prin îngerul său, îl acoperea și îl păzea de pericolele singurătății în sălbătecie. El s-a pregătit pentru împlinirea misiunii sale, cu post și rugăciune, până la 30 de ani, vârsta maturității pe vremea aceea, când bărbații puteau vorbi în public. Apoi, Sfântul Ioan s-a arătat lumii pe malul Iordanului și propovăduia venirea Mântuitorului, necesitatea pocăinței și a primirii botezului. Pentru evrei, râul Iordan însemna trecerea de la robia în pământ străin la libertatea în pământul promis de Dumnezeu, țara sfântă a făgăduinței. Cel mai important eveniment de la râul Iordan, relatat de toți cei 4 evangheliști, a fost botezul Domnului Iisus când s-a arătat Sfânta Trăime. De atunci, pentru creștini, Iordanul semnifică trecerea la o viață nouă duhovnicească prin Sfânta Taina Botezului. În fiecare an, în ziua de botează, are loc o minune. După aruncarea crucilor în apă, râul care l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu în apele sale își întoarce cursul. Martorii spun că mai întâi apa se oprește și pare că fierbe, apoi, câteva ore, curge în sensul opus. Această minune, care se petrece de aproape 2000 de ani, este o dovadă atât a puterii lui Dumnezeu asupra întregii naturi, cât și a realității și importanței botezului pentru toți credincioșii și pentru cei care vor să urmeze învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. După moartea sa tragică, Sfântul Ioan Botezătorul a continuat să răspândească învățătura Mântuitorului și să întărească credința cea adevărată prin minunile săvârșite la moaștele sale sau la icoanele în care este zugrăvit. Sfântul Ioan este grabnic ajutător și răspunde rugăciunilor credincioșilor care îi cer sprijinul. Viața lui a devenit un model, un exemplu demn de urmat pentru cei care trăiesc în mănăstiri. În călătoria spre urcușul duhovnicesc, ei se călăuzesc după modul de viață al Sfântului Ioan în pustiu, trăind în post și rugăciune. O parte dintre monahi se retrag în munți, devenind pusnici, asemenea Sfântului Ioan Botezătorul. În multe mănăstiri, Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul celor care viețuiesc acolo, care îl cinstesc cu multă credință și nădejde în puterea lui de a face minuni. De asemenea, multe așezări monahale au hramul în una din zilele de sărbătoare închinate Sfântului Ioan Botezătorul. Pe Sfântul Munte Athos, monahii păstrează cu multă evlavie în mănăstiri părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul sau icoane care îl înfățișează, prin care a făcut numeroase minuni.
Câteva întâmplări minunate de la mănăstirea Dionisiu, unde se află părticele din cinstita mână dreaptă a Sfântului, au fost consemnate de-a lungul timpului. Astfel, este relatată o minune a înmulțirii pâinilor săvârșite de Sfântul Ioan Botezătorul în anul 1939. Cu 2 zile înaintea hramului închinat cinstitei mâini drepte a Sfântului Ioan, monahul Hrisant, responsabil la bucătărie, a observat că pâinile pregătite pentru sărbătoare erau insuficiente. Exista obiceiul ca fiecare persoană să primească la masă o pâine făcută la mănăstire. După ce a calculat numărul călugurilor și pe cel al credincioșilor care veneau să se închine, a mers la stareț să-l înștiințeze că trebuie să pregătească mai multe pâini. Însă starețul l-a asigurat că nu este nevoie, deoarece vor ajunge pentru 2 zile cele 250 pe care le aveau. Neîncrezător, monahul Hrisant s-a supus hotărârii luate de stareț și a așezat în 2 coșuri pâinile, într-una 150 și în celălalt 100. A doua zi, la prânz, au fost mâncate cele 150 de pâini, iar părintele Hrisant a dus coșul gol în magazie, gândindu-se că mai avea doar 100 pentru ziua hramului. Seara, când a mers în magazie, a văzut minunea. Coșul pe care îl lăsase gol era din nou plin cu cele 150 de pâini proaspete. Părintele Hrisant a alergat bucuros la stareț și a spus ce se întâmplase. Acesta, văzând cele 2 coșuri pline și încredințându-se că a fost o minune, l-a preaslăvit pe Sfântul Ioan Botezătorul împreună cu întreaga obște monahală. A doua zi, părintele Hrisant îi ruga pe toți credincioșii veniți la hram să ia mai multe pâini, spunându-le despre minunea săvârșită de Sfântul Ioan Botezătorul. O altă minune s-a petrecut la mănăstirea Dionisiu, tot cu părintele Hrisant. Acesta a explicat cum a construit, în 1934, scaunelul pentru rugăciune din fața icoanei Sfântului Ioan Botezătorul, aflată în apropierea unei stânci. În luna martie acelui an, monahul, privind spre icoana Sfântului, a auzit un glas întrebând: când o să aduci scaunelul? Pentru că nu a înțeles de unde venea vocea aceea, părintele nu a zis nimic nimănui. După un timp, a auzit din nou aceeași întrebare când a trecut prin dreptul icoanei. Bănuind că vreun monah se ținea de glume, Hrisant a căutat în jur cu speranța că îl va afla pe fratele poznaș. Însă nu era nimeni prin preajmă și iar a căzut pe gânduri, neștiind ce să creadă. După ce a auzit și în alte împrejurări același glas care îl întreba același lucru, monahul Hrisant a mărturisit părintele duhovnic cele întâmplate. Vorbind cu duhovnicul, monahul și-a amintit ca prin minune de o promisiune pe care o făcuse în urmă cu mai bine de 10 ani, când Hrisant se închinase la icoana Sfântului Ioan Botezătorul și, în rugăciune, îi ceruse Sfântului sprijinul să-i construiască un scaunel din lemn. Părintele duhovnic i-a arătat călugărului Hrisant că Sfântul Ioan nu a uitat acea făgăduință și îi cerea să o împlinească. Așa se explica vocea pe care o auzise în ultimul timp. Încurcat, monahul s-a frământat gândindu-se cum să facă scaunelul pentru că nu avea nici unelte, nici lemn de calitate, nici bani. Însă a găsit sprijin la starețul mănăstirii care i-a asigurat toate cele necesare pentru construirea scaunelului promis. Cu ajutorul starețului și a Sfântului Ioan, călugărul a reușit să termine lucrarea și, în ajunul sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, a așezat scaunelul înaintea icoanei. Părintele a mărturisit că și el a fost uimit cât era de potrivit scaunelul, ținând cont că nu mai făcuse așa ceva și reanunțase de mult la templărie. Monahul Hrisant a simțit ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul și a știut că el l-a luminat să facă scaunelul atât de frumos cum se poate vedea și astăzi. Tot la mănăstirea Dionisiu s-a petrecut și următoarea minune, de data aceasta cu părintele Visarion, care avea numai câțiva ani de viață monahală în 1958, când a avut loc evenimentul. Monahul se afla în afara zidurilor mănăstirii, aproape de casa de oaspeți, așteptând binecuvântarea de la episcop să bată toaca. La balconul acelei clădiri era un anume Elefterie, muncitor din Ierisos, care a leșinat când l-a văzut pe părintele Visarion. Mai târziu, când și-a revenit, Elefterie a povestit ce i s-a întâmplat, uimit că nu a leșinat și părintele Visarion.
El a mărturisit că l-a văzut pe Sfântul Ioan Botezătorul coborând din icoană de lângă stâncă, îmbrăcat în alb și în lumină, ținând în mână o cruce. Sfântul s-a apropiat de Părintele Visarion, făcându-i un semn ca și cum el ar fi miruit, apoi se ridica spre cer într-o lumină puternică. Imediat după această vedere minunată, Elefterie, copleșit de cele întâmplate, a leșinat. Toți cei care au ascultat mărturisirea Mucitorului au dat slavă lui Dumnezeu și au înălțat rugăciuni către Sfântul Ioan Botezătorul, protectorul lor. La o biserică închinată Sfântului Ioan Botezătorul slujea ca paracliser, credincios care ajută la îngrijirea bisericii, un om foarte evlavios. În sarcina lui cădea și să tragă cele patru clopotele ale Sfântului Lăcaș. Trebuia să tragă clopotele cu ambele mâini pentru a obține sunetul plăcut și ritmic, specific mănăstirilor din Sfântul Munte Athos. Însă, înaintea praznicului în cinstea Sfântului Ioan, paracliserul s-a lovit la mâna stângă și era tare mâhnit că nu mai putea trage clopotele decât cu o mână. Încrezător, a mers înaintea icoanei Sfântului și cu simplitatea și semnătatea celui care are credință puternică, l-a rugat pe Sfântul Ioan Botezătorul să-i vină în ajutor pentru a putea trage clopotele. Sfântul, care iubește rugăciunea directă și curată, a coborât din icoană, l-a luat de mână și a urcat în clopotniță. Acolo i-a arătat fericitului paracliser cum să tragă clopotele, înnodând și prinzând în așa fel frânghiile, încât să se audă toate patru deodată. Apoi, credinciosul paracliser i-a mulțumit Sfântului în același fel, simplu cu care îi ceruse sprijinul. De atunci, el a tras clopotele în acel mod, auzindu-se până în depărtare sunetul dulce al chemării la rugăciune. Starețul mănăstirii Dionisiu, părintele Ștefan, a prezentat în scris unele fapte istorice petrecute în timpul războiului de independență a Greciei și peregrinările din această perioadă cu mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Ștefan și câțiva călugări au luat sfintele moaște de muntele Athos pentru a le feri din calea turcilor care amenințau că vor pune stăpânire și pe aceste locuri sfinte. În timpul călătoriilor spre diferite insule, la rugăciunile monahilor, Sfântul Ioan i-a apărat de pericolele pe care le întâlneau la tot pasul. Multe și mari minuni a săvârșit Sfântul în această grea perioadă. Când călugării au ajuns pe insula Poros, locuitorii treceau printr-o grea încercare. De 7 ani era o invazie a lăcustelor care rodeau tot ce întâlneau în cale, chiar și scoarța pomilor. Din acest motiv, a avut loc o procesiune cu mâna dreaptă a Sfântului Ioan, la care localnicii au participat în număr foarte mare, nădăjduind în ajutorul Sfântului. Imediat, după ieșirea cu sfintele moaște în localitate, au dispărut toate lăcustele. Oamenii au început să se bucure, iar de roadele pe care le culegeau și dădeau slavă lui Dumnezeu și prea iubitului său Sfânt pentru minunea săvârșită. În cei aproape 10 ani de călătorii pe insulele grecești, la moaștele Sfântului s-au petrecut multe minuni, oamenii fiind apărați de boli sau de cotropitori, toți lăudând pe Dumnezeu și pe protectorul lor, Ioan Botezătorul. În aceeași perioadă tulbure a războiului grecilor cu turcii pentru câștigarea independenței, a avut loc o minune la icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromu, foarte cinstită de pelerinii care vin să se închine aici. În cadrul ansamblului monahal Prodromu, paraclisul închinat Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai vechi clădiri, aflată astăzi în afara zidurilor, înspre grădină. Acolo, așezată pe catapeteasmă în dreapta icoanei Mântuitorului, se păstrează icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul. Nu se știe cu precizie data la care a fost pictată, însă este foarte veche, probabil din secolul al XVII-lea. Icoana a fost ferecată în argint mult mai târziu, în 1853, pe cheltuiala domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica. În 1821, când a izbucnit războiul, turcii au ajuns pe Sfântul Munte și au pătruns și în paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că nu au găsit nimic de valoare, necredincioșii au tras cu arma asupra icoanei Sfântului. Și minune! Gloanțele nu au trecut prin icoană, ci s-au întors spre atacatori. Turcii s-au speriat îngrozitor, mai ales că din acel moment chipul Sfântului Ioan s-a încruntat foarte tare. Unii spun că turcii ar fi tras spre icoană de spaimă când au văzut chipul Sfântului Ioan încruntat,
din cauza că au intrat în paraclis. Alții susțin că au tras înspre Sfântul Altar, crezând că se ascunde cineva acolo sau că pur și simplu s-au speriat de un zgomot și au început să tragă. Nici nu contează motivul pentru care turcii au tras spre icoană, important este că Sfântul Ioan nu a fost pictat astfel, ci în urma evenimentului s-a încruntat, așa cum poate fi văzut și astăzi. Aceasta este cea mai cunoscută minune săvârșită de Sfântul Ioan Botezătorul prin icoana sa de la schitul Prodromul. În multele case ale creștinilor se găsesc icoane care îl înfățișează pe Sfântul Ioan Botezătorul, cinstite de credincioșii care se roagă Sfântului cu simplitate și cu mare evlavie pentru sănătate și pentru iertarea greșelilor. Cinstire, pagina 68. Prin venerarea sfinților, îl cinstim în mod indirect pe Dumnezeu, cel care i-a primit în împărăția cerurilor. Ei sunt credincioșii care și-au dedicat viața lui Dumnezeu, s-au distins prin fapte de milostenie, prin apărarea dreptei credințe și dragoste pentru Hristos de-a lungul vieții. Sfinții oferă credincioșilor modele de viață vrednice de urmat pentru atingerea scopului ultim, mântuirea. Dintre toți sfinții, după Maica Domnului, cea mai mare cinstire se acordă Sfântului proroc Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, model de pocăință, milostenie, viață curată, smerită, trăită în post și rugăciune. Atât în lumea creștină, cât și la cei care nu sunt creștini, musulmani, gnostici, se observă cinstirea deosebită de care se bucură Sfântul Ioan Botezătorul prin alegerea numelui pentru copii sau prin venerarea sfintelor lui moaște. Ioan, Ioana, este cel mai răspândit nume de pe pământ în diferite variante, în funcție de limba vorbită și de gen: John, Jack, Johnny, Jane în engleză, Ivan, Vania, Ivana, Ivanko, Jana, Janica în țările slave, Jan, Johannes, Johannes, Hans, Jana, Johanna în germană, Jean, Janot, Jane, Janet în franceză, Ioannis, Ioannis, Iana în greacă, Giovanni, Giovanna, Gianni, Nino în italiană, Juan, Juana în spaniolă. Astfel se constată notorietatea Sfântului de-a lungul timpului și pe întreg globul pământesc. Aproximativ 2 milioane de credincioși din țara noastră, dintre care 500.000 de femei, poartă acest nume, fiind unul dintre modurile cele mai directe de cinstire a Sfântului Ioan Botezătorul. Desigur că există și în limba română foarte multe derivate, ca Ion, Ioan, Ioanid, Iancu, Ionuț, Ionel, Nelu, Ionică, Nică, sau la feminin, Ioana, Ionela, Nela, Ionica, Oana, etc. Datorită importanței lui, Biserica Ortodoxă a rânduit numai puțin de 6 sărbători în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, amintind de evenimentele importante din viața sa. În calendarul creștin ortodox sunt însemnate cu cruce neagră numite fără ținere, se săvârșește Sfânta Liturghie numai în mănăstiri și în unele catedrale, două dintre zilele închinate Sfântului Ioan Botezătorul, întâia și a doua aflare a cinstitului cap și a treia aflare a capului său. Alte trei evenimente, cele mai cunoscute, sunt înscrise cu cruce roșie, ceea ce înseamnă cu ținere, se săvârșește Sfânta Liturghie în toate bisericile, soborul, nașterea și tăierea capului. Zămislirea Sfântului este consemnată în calendar, însă fără cruce neagră sau roșie. Cei care poartă numele Marelui Sfânt se serbează la 7 ianuarie cu ocazia soborului Sfântului proroc Ioan Botezătorul, cea mai cunoscută sărbătoare în cinstea sa. Prin sobor se înțelege adunarea credincioșilor în biserică pentru slăvirea lui Dumnezeu și cinstirea sfinților săi. Biserica a hotărât această zi imediat după botezul Domnului spre a fi prăznuit Sfântul Ioan, cel care a slujit la dumnezeiască taină prin punerea mâinii sale pe creștetul Mântuitorului. Sărbătoarea, cunoscută și sub numele de Sfântul Ioan, Sfânt Ion de iarnă sau înainte mergătorul Domnului, este însoțită de foarte multe tradiții, date și obiceiuri populare. Potrivit acestora, se spune că în dimineața zilei de Sfântul Ioan este bine să fii stropit cu aghiasmă nouă de la bobotează pentru a fi ferit de boli tot anul. Un obicei străbun, păstrat încă în unele regiuni ale țării, este iorveneala. După terminarea slujbei din această zi de sărbătoare, iortănitorii, tinerii din sat,
strobesc cu o aghiasmă nouă luată de la biserică în ziua de botează pe toți cei întâlniți, urându-le să trăiască mulți ani și să fie sănătoși. Cei iordăniți îi răspătesc pe urători cu bani. Tot din tradiție aflăm că sărbătoarea Sfântului Ioan este o zi de bucurie, toată lumea trebuie să petreacă, iar cine nu se veselește în această zi va fi trist tot anul. În acest sens, la 7 ianuarie, în unele sate din Marea Mureș se practică obiceiul vergelului sau spargerea Crăciunului. Fetele și feciorii se întâlnesc în curtea în care se ține vergelul, petrecerea care anunță încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă. Ele aduc coșuri cu mâncare și băutură, iar flăcăii plătesc muzicanții. În horă intră mai ales tinerii care se vor căsători în cursul anului. Conform tradiției populare, Sfântul Ioan este protectorul pruncilor care urmează să se nască. În Bucovina, împreună cu Sfântul Nicolae, el este patronul nou-născuților, îngrijindu-se de ca aceștia să fie botezați la timp. Credincioșii se roagă în această zi Sfântului Ioan să le ferească gospodăriile de foc și animalele de fiarele sălbatice. Se mai spune că după sărbătoarea Sfântului Ioan se botează gerul, adică începe să se încălzească. Biserica Ortodoxă sărbătorește zămisclirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul la 23 septembrie, amintind de momentul în care Arhanghelul Gabriel a vestit preotului Zaharia că Elisabeta, soția lui, va avea un fiu. Din înțelepciunea lui, Dumnezeu s-a îndreptat către pioșii și drepții părinți ai Sfântului Ioan, Zaharia și Elisabeta, care de-a lungul vieții lor au înălțat necontenit rugăciuni pentru a avea un copil. Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul în pântecul bătrânei Elisabeta ne atrage atenția asupra faptului că venirea pe lume a oricărui copil este o minune pentru care trebuie să ne bucurăm și să-i mulțumim Domnului. Se știe că Sfinții Zaharia și Elisabeta l-au avut pe fiul lor, Ioan, printr-o minune dumnezeiască, dată fiind vârsta înaintată a celor doi. Sfânta Elisabeta a născut la bătrânețe, din puntece sterp, pregătind astfel nașterea cea mai presus de fire a Domnului din pururea Fecioară Maria. Minunata naștere a Sfântului Ioan a fost înainte mergătoare nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, ambele petrecându-se prin puterea lui Dumnezeu, ziditorul lumii. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfânt Ionul de Vară, sărbătorită la 24 iunie, este foarte cunoscută în cultura populară și sub numele de Sfânt Ziene în Ardeal sau Drăgaică în Muntenia și Oltenia. Numeroase tradiții și date sunt legate de această zi. Termenul Sfânt Ziene poartă mai multe semnificații. Pe de o parte, Sfânt Zienele se referă la plantele cu flori mici, galbene, care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie. Se spune că au puteri vindecătoare dacă sunt culese chiar în zorii zilei de 24 iunie. Roa căzută pe Sfânt Ziene în noaptea dinaintea sărbătoririi este adunată cu grijă după un ritual bine stabilit. Acestea sunt folosite în medicina populară pentru tratarea mai multor boli, în special de ochi și de piele. Pe de altă parte, Sfânt Zienele sunt personaje mitice, nocturne, blânde și vesele, sub înfățișarea unor fete foarte frumoase care dansează pe câmpii sau prin păduri neumblate de om. Aceste zâne harnice ale câmpului dau puteri deosebite florilor care devin plante de leac în ziua de 24 iunie. Spre deosebire de rusaliile neiertătoare, Sfânt Zienele sau drăgaicele sunt binevoitoare cu oamenii, ajută la creșterea plantelor, la rodirea pomilor, ocrotesc viețuitoarele și natura în general. Nu în ultimul rând, Sfânt Zienele reprezintă numele sărbătoririi care își are originea în negura timpului. Se pare că este legată de un străvechi cult al soarelui când se celebrau muncile agricole specifice verii. În unele zone, sărbătoarea se mai numește și cap de vară, fiind în apropierea solstițiului din 21 iunie. Se spune că în această zi sfântă nu este bine să se lucreze pentru că soarele joacă pe cer și stă în loc la amiază. În tradiția populară se mai spune că în noaptea de Sfânt Ziene se deschid porțile cerului și cei de pe pământ pot comunica pentru scurt timp cu cei de dincolo. De aceea se face pomenirea celor adormiți în multe părți din țară. În Oltenia, alaiul drăgaicei reprezenta jocul unui grup de fete, dintre care una era aleasă drăgaica. Ea era îmbrăcată ca o mireasă și purta pe cap o coroniță din spicii de grâu și din flori.
Celelalte fete se îmbrăcau tot în alb, dar aveau fața acoperită cu un voal cusut cu flori de sânziene. Alaiul astfel pregătit pornea prin sat, dansând și cântând la toate răspântiile. Dansul drăgaicei era unul ritualic pentru belșug și pentru ocrotirea ogoarelor, animalelor și a gospodăriilor. Fiind una dintre cele mai lungi zile de vară, se zicea că și soarele dansa cu drăgaicele și astfel rămânea mai mult timp pe cer. Spre sfârșitul verii, la 29 august, se cinstește tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare din timpul anului bisericesc. Credincioșii prăznuiesc cu multă evlavie și tristețe moartea martirică a Sfântului. Ei merg la biserică, unde participă la slujba de pomenire, apoi împart fructe, pâine și căini cu apă, sfințite la biserică, în amintirea rudelor decedate. Această zi de doliu, cu o mare încărcătură morală, este ținută de către toți credincioșii cu post aspru sau ajunare și rugăciune în încercarea de a se feri de păcate. Praznicul este cunoscut în popor sub mai multe denumiri, care se referă la diferite preocupări specifice. Sfântul Ion, cap tăiat, accentuează evenimentul biblic cinstit la 29 august, Sunt Ionul de toamnă, este numele dat în funcție de anotimp, deoarece sunt sărbători în cinstea sa și iarna și vara, numite după caz, Sunt Ionul de iarnă sau Sunt Ionul de vară. Pentru că anunță venirea toamnei și în multe zone cade bruma, sărbătoarea mai este cunoscută și ca Brumariul. Tot conform tradiției, în ziua tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, nu este bine să se consume fructe sau legume rotunde care seamănă cu un cap, mere, pere, nuci, pepeni, căpățâni de usturoi, nici cele de culoare roșie sau vin roșu, amintind de sângele versat de Sfântul Proroc în timpul decapitării sale. Tot în acest sens, era obiceiul de a nu folosi cuțitul în această zi, ci totul trebuia rupt cu mâna, inclusiv pâinea. Niciun aliment nu era pus pe tavă în semn de cinstirea morții cumplite suferite de Sfântul Ioan Botezătorul. După decapitarea prorocului Ioan, ucenicii săi i-au luat trupul și l-au îngropat în Sebasteia sau Sevastia, azi Sivas, în Turcia. Lui Irod era teamă că ar putea învia, de aceea capul Sfântului a fost îngropat separat la mare adâncime în curtea Irodiadiei. De-a lungul timpului, cinstitul cap al Sfântului Ioan a fost pierdut sau a fost ascuns de Dumnezeu și regăsit de mai multe ori. Din tradiția creștină aflăm că Ioana, soția unui dregător al lui Irod, a luat în mare taină cinstitul cap al Sfântului, l-a așezat cu evlavie într-un vas de lut și l-a îngropat în Ierusalim, pe muntele Eleonului, muntele Măslinilor. În calendarul creștin-ortodox sunt consemnate trei aflări descoperiri ale acestuia. Ziua de 24 februarie amintește, referitor la istoria din primele veacuri creștine a cinstitului cap al Sfântului, mai multe evenimente sărbătorite de biserică drept întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan. Un credincios bocat s-a călugărit luându-și numele de Inocentie și s-a retras într-o chilie pe muntele Eleonului unde era îngropat capul Sfântului Ioan. Când a început construirea unei bisericuțe, călugărul a descoperit vasul de lut care ocrotea cinstitul cap. Inocentie a păstrat cu evlavie aceste sfinte moaște în bisericuța sa până spre sfârșitul vieții. Apoi, pentru a nu fi pângărită de necredincioși, le-a îngropat în același loc în care le descoperise. Aceasta este prima aflare a capului Sfântului Ioan. În timpul sfinților împărați Constantin și Elena, Sfântul Proroc Ioan s-a arătat în vis la doi călugări care i-au împlinit cererea, dezgropând cinstitul lui cap. Ei au purtat într-un sac sfintele moaște oriunde mergeau. Când au întâlnit un olar, l-au rugat să ducă și el sacul. Sfântul Ioan i-a spus în vis olarului să fugă de cei doi călugări. Acesta a ocrotit cu credință moaștele care i-au adus multele bucurii. Când se apropia de trecerea la cele veșnice, olarul a așezat sfintele moaște într-o raclă și le-a lăsat în grija surorii sale. Mai târziu, aceasta a dăruit cinstitele moaște unui călugăr, Eustasie, care locuia retras într-o peșteră lângă Emesa, azi Homs, în Siria. Acolo sfintele moaște au făcut numeroase minuni despre care călugărul le spunea credincioșilor că sunt rodul puterii lui. Când a aflat că va fi trimis în exil, Eustasie a îngropat moaștele Sfântului Ioan.
Pe la mijlocul secolului al V-lea, arhimandritul Marcel, starețul mănăstirii ridicate în apropierea peșterii unde a locuit Eustasie, a descoperit racla cu cinstitul cap al Sfântului Ioan. În 453, episcopul locului a așezat sfintele moaște în biserica cetății Emesa. Aceasta este socotită cea de-a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. La 25 mai se sărbătorește a treia aflare a capului Sfântului Ioan, care amintește alte evenimente din istoria zbuciumată a cinstitului Odor. Sfântul Ignatie a adus cinstitul cap al Sfântului Ioan Botezătorul la Constantinopol în anul 860, în vremea împăratului Mihail al III-lea. Ignatie a așezat sfintele moaște în biserica ridicată în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, unde au rămas mai bine de 3 secole. Aceasta este a treia și ultima aflare a cinstitului cap. Potrivit tradiției, această zi marchează începutul sărbătorilor de vară. Sărbătoarea este cunoscută în calendarul popular sub numele Ioan Fierbe Piatră, datorită unei legende din folclorul românesc. Se spune că Ioan Fierbe Piatră aduce furtuna asupra celor care nu îi cinstesc ziua de sărbătoare. De aceea, în ziua de 25 mai, nu este bine să se lucreze pe câmp, în grădini sau în livezi, pentru a fi feriți de pericolele aduse de furtună, fulger, trăsnet și foc. Din tradițiile, datinile și obiceiurile practicate în preajma sărbătorilor în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, se observă îmbinarea armonioasă a elementelor profane cu cele creștine, una dintre trăsăturile definitorii ale folclorului românesc. Astfel, în cultura populară se păstrează datini precreștine specifice străbunilor care au locuit pe aceste meleaguri și, în egală măsură, se cinstesc cu multă evlavie sfinții creștinătății și sărbătorile religioase. Credincioșii din toată lumea îi aduc o cinstire deosebită Sfântului Ioan Botezătorul prin evlavia față de sfintele sale moaște. Acestea sunt răspândite în întreaga lume, așezate în biserici, pentru toți cei care vor să se închine și să înalțe rugăciuni către Sfântul Ioan. Moaștele Sfântului Proroc Ioan au avut o istorie zbuciumată, tulburătoare, în special cinstitul cap și mâna dreaptă. O parte din cinstitul său cap a fost luată din Constantinopol în timpul Cruciadelor și adusă în Franța. Moaștele au fost așezate în Catedrala Notre-Dame din orașul Amiens, unde sunt cinstite și astăzi de credincioși. La 7 ianuarie, pe lângă soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica Ortodoxă prăzniește și aducerea mâinii sale drepte din Antiohia la Constantinopol. Potrivit tradiției, Sfântul Evanghelist Luca a vrut să mute din cetatea Sebasteia, trupul lui Ioan Botezătorul, dar a primit numai mâna dreaptă a Sfântului, pe care a mutat-o în Antiohia. Mai târziu, în 956, împăratul Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, a luat cinstita mână a Sfântului Ioan, Botezătorul din Antiohia, și a așezat-o în Biserica Maicii Domnului Periblectos, una dintre capelele Palatului Imperial din Constantinopol. În secolul al XVI-lea, mâna sfântă a fost oferită de către sultanul Bayezid al II-lea cavalerilor Ordinului Ospitalier. Aceștia au dus-o în insula Malta pentru a fi protejată și venerată. Părticele din mâna Sfântului au rămas spre cinstire la musulmani, deoarece și în religia islamică, Sfântul Ioan Botezătorul este venerat ca profet. În prezent, acestea se păstrează în Palatul Topkapı din Istanbul. La sfârșitul secolului al XIX-lea, țarul Pavel I a adus cinstita mâna Sfântului Ioan Botezătorul din Malta în Rusia, unde a rămas până în perioada bolșevică, după care a fost adusă în Germania, iar de acolo în Biserica Mănăstirii Cetinje din Muntenegru, unde se păstrează și astăzi. Pentru a fi protejate, sfintele moaște au fost îmbrăcate în metal ferecate, în stil realist occidental, ca o reconstrucție a mâinii drepte care acordă binecuvântare. De asemenea, părticele din mâna dreaptă a Sfântului Ioan sunt venerate la mănăstirile Dionisiu și Vatopedru din Muntele Athos, precum și la mănăstirea coptă Sfântul Macarie cel Mare din Schetis, Egipt.
Părticele din trupul Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc în multe biserici din țară și din străinătate. Numai în București sunt 4 biserici care dețin racle cu sfintele sale moaște. Mănăstirea Radu Vodă, Biserica Adelea Veche, Biserica Icoanei și Biserica Mihai Vodă. Recent s-au descoperit sfinte moaște care, se pare, aparțin Sfântului Ioan Botezătorul în localitatea Sozopol, Bulgaria, una dintre cele mai vechi așezări de la malul Mării Negre. Foarte multe biserici și catedrale din Răsărit și din Apus sunt ridicate spre cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul. În multe dintre acestea, creștinii se închină și se roagă la raclele cu părticele din sfintele lui moaște. Fiind venerați și de către musulmani, multe moschei păstrează spre cinstire racle cu părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. Cea mai cunoscută este Marea Moschee din Damasc, ridicată în secolul al VII-lea, pe locul unei bazilici închinate Sfântului Ioan Botezătorul. Aici vin deopotrivă creștini și musulmani care se roagă împreună Sfântului pentru iertarea păcatelor și pentru sănătate. Sfântul proroc Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, are cele mai multe reprezentări iconografice în comparație cu ceilalți sfinți. Icoanele, care înfățișează momentele importante din viața Sfântului Ioan Botezătorul, surprind persoanele și elementele reprezentative ale evenimentelor. Într-o singură icoană pot fi prezentate simbolic mai multe evenimente pentru a fi cât mai cuprinzătoare. Este cunoscut rolul educativ al icoanelor, mai ales în trecut, când puțini aveau acces la cărți. Mulți credincioși aflau și înțelegeau învățăturile de credință din imaginile pictate pe pereții bisericii sau din icoanele de acasă. De aceea, pictorii bisericești încercau să surprindă cât mai multe amănunte legate de evenimentul prezentat în icoană. Prima icoană este cea a nașterii Sfântului Ioan, ca rod al rugăciunii dreptelor Zaharia și Elisabeta. În partea stângă este prezentată Elisabeta pe un pat supradimensionat pentru a accentua tema icoanei. În partea de jos este zugrăvit Zaharia scriind pe tăbliță numele fiului și în partea opusă prima îmbăiere a pruncului. Mai apar și alte femei venite să o ajute pe mama Sfântului Ioan. În fundal, în stânga și în dreapta, sunt două clădiri cu acoperișul roșu, respectiv albastru, culori care simbolizează natura divină și cea umană a Domnului Hristos, cel care a fost prezentat lumii de înainte mergătorul său. Icoana botezului Domnului este una dintre cele mai cunoscute, deoarece face parte din reprezentările iconografice ale celor 12 praznice împărătești, sărbători care cinstesc cele mai mari evenimente creștine, mai ales din viața Mântuitorului. În icoana botezului, prezența Sfintei Treimi este zugrăvită pe verticală, în centru, fiind cel mai important aspect al evenimentului. În registrul superior este bolta cerească, simbolizând cerurile deschise și raza de lumină care pornește din cer și coboară până deasupra capului Mântuitorului. În numele icoanei, prezența Tatălui este reprezentată printr-o mână care binecuvântează sau printr-un soare stilizat. În interiorul razei este înfățișat Duhul Sfânt sub forma unui porumbel alb. Domnul Hristos este zugrăvit supradimensionat, aproape la fel de mare ca râul în care stă în picioare și binecuvintează apele Iordanului, cu ambele mâini sau cu mâna dreaptă, sfințindu-le prin botezul primit. În partea dreaptă a Domnului Hristos este zugrăvit Sfântul Ioan, îmbrăcat cu un veșmânt care îi acoperă întregul trup, stând aplecat pe malul râului Iordan, cu mâna dreaptă deasupra Mântuitorului, gestul botezării. Uneori este reprezentat ținând în mâna stângă un sul ca simbol al propovăduirii sale. În partea stângă a Mântuitorului sunt îngerii aplecați spre Hristos cu mâinile acoperite de propriile mantii, în semn de evlavie și supunere față de cel botezat. Uneori îngerii sunt reprezentați ținând în mâini ștergare, pregătite să înveșmânteze trupul Domnului când iese din apă. În partea de jos a icoanei, în dreptul Sfântului Ioan, este reprezentat un copărcel de care este rezemată o secură care amintește de predica lui Ioan către cei botezați. Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roată bună se taie și se aruncă în foc. În apă, la picioarele Mântuitorului, cu spatele spre Domnul Iisus, se află un bărbat, simbol al râului, al întoarcerii spre izvoare.
Uneori apare și o femeie, simbolul mării, ambele personaje reprezentând profeția. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Icoana tăierii capului reprezintă atât moartea mucenicească a Sfântului Ioan, cât și împrejurările în care a avut loc, fiind zugrăvite mai multe momente ale acestui tragic eveniment. De asemenea, cele două icoane care reprezintă întâia și a doua aflare a capului și a treia aflare înfățișează mai multe secvențe cu descoperirile cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul. Deisis este icoana în care Sfântul Ioan Botezătorul apare în stânga Mântuitorului, în dreapta fiind Sfânta Fecioară Maria. Domnul Hristos, dreptul judecător, este pe tronul împărătesc, binecuvântând, iar cei doi sfinți stau în picioare rugându-se. Cei mai mari sfinți ai creștinătății, Sfânta Maria și Sfântul Ioan, se roagă Domnului Iisus pentru binele omenirii și pentru iertarea păcatelor. În icoana coborârii la iad a Mântuitorului, Sfântul Ioan este reprezentat propovăduind celor de acolo Evanghelia, pentru că el a fost omorât înainte ca Hristos să deschidă porțile Raiului. De aceea, toți drepții Vechiului Testament au fost ridicați din iad de Mântuitorul după jertfa sa pe cruce. Sfântul Ioan Botezătorul este zugrăvit în multe icoane și singur, de vârstă mijlocie, cu capul descoperit, părul lung și în neorânduială, poartă o tunică verde sau ocru deschis și un veșmânt mițos din păr de cămilă, amintind de viața grea pe care a trăit-o în pustiul Iudeii. Uneori este înfățișat bust, din profil, ușor aplecat spre dreapta sau stând în picioare, foarte slab, având aripi de înger și ținând în mână propriul cap pe tipsie, amintind astfel de viața sa de înger în trup de om și de modul trecerii la viața veșnică. Pentru fiecare sărbătoare închinată Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, au fost compuse rugăciuni și cântări. Troparul este forma imnografică cea mai veche din cultul ortodox, este un imn scurt care aduce laudă unui sfânt sau unui eveniment religios. Condacul este un cântec bisericesc scurt, astăzi o singură strofă, odinioară fiind un poem cu 18-24 de strofe, fiecare strofă alcătuiește un tropar. Acatistul este rugăciunea de cerere a mijlocirii sfinților pe lângă Dumnezeu spre a ne ajuta, este alcătuit de mai multe cântări de laudă și de rugăciune către Mântuitorul, Sfânta Fecioară sau Sfinți, care poartă numere de condace și icoase. În acatist, icosul începe fiecare vers de slăvire a Sfântului cu Bucură-te, Sfinte, iar condacul este strofa care se încheie de fiecare dată cu Aleluia. Credincioșii rostesc aceste tropare, condace, acatiste sau rugăciuni, mai ales în preajma sărbătorilor respective, ca mod de înaltă cinstire acordată Sfântului. O parte dintre acestea le prezentăm în continuare pentru a veni în întâmpinarea cititorilor spre folos duhovnicesc. La pagina 96 a acestei cărți găsiți tropare și condace la sărbătorile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. La pagina 97 este icoana Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi icoana Botezul Domnului, apoi icoana Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, apoi icoana Sfântului Ioan Botezătorul, icoana Deisis, Mântuitorul Hristos alături de Fecioara Maria și de Sfântul Ioan Botezătorul, Catedrala Notre-Dame din Amiens, cinstita mână a Sfântului Ioan Botezătorul și icoana făcătoare de minune a Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul Podromul. De la pagina 99 aveți scris Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie. Această carte are 126 de pagini și am citit-o în întregime până la tropare, condace și acatist. Pentru a vedea mai bine icoanele, pentru a vedea mai bine însemnările, referințele și toate acestea, vă recomand să o citiți. Cei de la Biserica Ortodoxă Română din Pinto Madrid o pot găsi disponibilă pentru împrumut la biblioteca parohiei, iar ceilalți o puteți cumpăra
Pe egumenița.ro sau pe editura Sofia este o carte foarte accesibilă de preț, se citește foarte repede și foarte, foarte folositoare. Doamne ajută tuturor!